Bună ziua, vă salută, Adriana. Astăzi vom face un nou proiect care, cu siguranță, va fi pe placul dumneavoastră. Pentru a întrece mileul care l-am făcut pentru masă, mileul cu trandafiri, am venit astăzi cu acest mileu mai micuț care poate fi folosit precum șervețel pentru cămiță de cafea, cămiță de ceai sau chiar o micuță facturoară cu dulciuri. Pentru aceasta eu am folosit firul Bravo de culoare albă, este același fir cu care am lucrat și fața de masă cea mare. Voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate, iar trandafirul este același, trandafirul micuț. Modul în care se lucrează a fost deja explicat, cine dorește se poate încarce la tutorial, la ultima parte și veți vedea modul în care lucrăm atât frunzele cât și trandafirul. Eu vă propun să pornim cu lucrarea. Se lucrează foarte ușor, să știți, în ciuda aparențelor, este foarte ușor de realizat. Și voi face, în cercul magic, voi porni cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Deci avem 1, 2, 3, firul pe croșet. Și vom continua să facem cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, cel de-al patrulea picioruș dublu. Vom lucra astfel în cercul magic un număr de 16 piciorușe duble. Lucrate cele 16 piciorușe duble, vom închide cercul magic și vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet. Vom intra în corespondența următorului picioruș dublu și vom face un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet. În următorul picioruș vom face din nou un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare. În următorul vom face din nou picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare. Deci în corespondența acestui rând noi vom lucra 16 piciorușe duble separate de 2 ochiuri de lanț. Ajuns la capătul rândului, voi face ultimele 2 ochiuri de lanț și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu în corespondența spațiului format din cele 2 ochiuri de lanț. Voi face 2 piciorușe duble. În corespondența piciorușului dublu din rândul anterior, un picioruș dublu. În spațiul format din ochiurile de lanț, 2 piciorușe duble. Din nou, un picioruș dublu deasupra piciorușului dublu, 2 piciorușe duble în corespondența celor 2 ochiuri de lanț. În felul acesta vom continua acest rând. Vom închide și acest rând în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom continua cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet. Vom sări un picioruș de bază, vom intra în corespondența celui de-al doilea picioruș și vom face picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet. Vom sări un ochi de bază, vom intra în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare, vom sări un picioruș de bază, vom intra în corespondența celui de-al doilea și facem picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare. În felul acesta noi vom continua pe întreg parcursul acestui rând. Voi continua pentru a închide acest rând cu ultimele 2 ochiuri de lanț.
o în de cufer alunecat în corespondența celui de-al treilea loc de lanț din primul picioruș, continui cu trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț, voi face două piciorușe duble, picioruș dublu deasupra piciorușului dublu, două ochiuri de lanț în corespondența două piciorușe duble în corespondența celor două ochiuri de lanț, scuzați, deci în felul acesta noi vom continua pe întreg parcursul rândului, lucrând piciorușe duble. Ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Ajunse la capătul rândului, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Continuăm cu cele trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu plus două ochiuri de lanț de separare. Firul pe croșet vom sări un picioruș de bază, vom intra în cel de-al doilea și vom face picioruș dublu. Și din nou, două ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, vom sări un picioruș, intrăm în cel de-al doilea și facem picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, sărim un picioruș, intrăm în al doilea, facem picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare. În felul acesta vom lucra pe trei parcursuri acestui rând. Vom închide și acest rând cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet și din nou, în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț, vom lucra două piciorușe duble. Picioruș dublu deasupra piciorușului dublu, două piciorușe duble în corespondență celor două ochiuri de lanț. Deci, practic, vom repeta ceea ce am lucrat deja două rânduri în urmă. Iar noi vom continua singure. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acum vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Și din acest moment vom începe modelul propriu-zis, cuibul de viesc. Vom lucra trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, în corespondența aceluiași picioruș vom face cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu. Continuăm cu trei ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, vom sări două piciorușe de bază și vom intra în corespondența celui de-al treilea și vom lucra în corespondența acestui picioruș trei piciorușe duble, trei ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, vom sări două piciorușe de bază, vom intra în cel de-al treilea și vom repeta trei piciorușe duble, 1, 2, 3, după care vom face cele 3 ochiuri de lanț de separare. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi face ultimele 3 ochiuri de lanț și voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul piciorus. Deci suntem deja pentru a începe următorul rând și vom începe lucrând trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, voi întoarce lucrul și voi intra pe dedesubtul primului picioruș din grupul celor trei și voi face un picioruș dublu, firul pe croșet, voi intra pe dedesubt și voi face cel de-al doilea picioruș dublu, trei ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și voi merge către următorul grup, voi intra pe dedesubt și voi face cele trei piciorușe duble. Cred că vă amintiți modelul. Continuăm cu trei ochiuri de lanț, ne deplasăm către următorul grup, vom face
vedete sotto primo lui dice rosso blu, poi qua c'è che dice rosso tumble, se dice attente se non venga le cazzo uno per te c'è l'altro perché non c'è il momento del nostro nuovo maestro, ci deve essere se sei fornese, con continuare a questo modo mentre il percorso rende lui. Suntem și la sfârșitul acestui rând, am făcut cele trei ochiuri de lanț de separare. Acum voi intra cu croșetul în corespondența primului ochi de lanț după ce am realizat primul grup din rândul anterior. Deci voi intra aici, fir alunecat, cu fir alunecat mă voi deplasa către grupul următor de ciruși. Am ajuns în corespondența primului piciuruș dublu, îi face trei ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și voi lucra ca și până acum cele următoarele două piciurușe duble lucrate pe dedesubt. Deci, în felul acesta, cele trei ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi merge către următorul grup, lucrând cele trei piciorușe duble deci astfel voi continua și acest rând chiar dacă aici unde am unit să știți nu este chiar perfect dar totul va fi în momentul în care vom termina și cel de-al treilea rând să vedeți că totul va fi modul corect. Deci noi vom continua singure. Am ajuns și la capătul ultimului rând. După cum vedeți, aici avem grupul de unde am pornit acest al treilea rând. Dacă vă aduceți aminte, am închis aici în corespondența piciorușelor, ochiurilor de lanț și apoi am făcut piciorușe scurte pentru a forma primul grup. Am ajuns în acest punct, am făcut cele trei ochiuri de lanț de separare, după care voi intra pe dedesubt, exact ca și până acum, în spatele, pe dedesubtul primului piciuruș dublu și voi face cele trei piciorușe duble în mod normal cele trei ochi de lanț de separare și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul piciuruș și bineînțeles vom scurta firul iar capătul de fir îl vom ascunde în această porțiune unde noi am făcut schimbul de rânduri deci am început un rând nou vom aplica floarea care așa cum v-am spus veți găsi tutorialul pentru trandafirul nostru în cea de-a patra parte a mileului care l-am lucrat foarte puțin timp în urmă. Acesta este șechețelul. După cum vedeți, se așează foarte bine. Aici, așa cum vă spuneam, a venit trandafirul și uitați-vă, în foarte puțin timp realizăm acest șechețel. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți dacă doriți. Eu vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salut, Tatiana!